atâta timp cât nu se află și fata nu zice nimic, e tot. Bună ziua, dragi justițiari! Bine ați venit la încă un episod din seria Catching a Predator. Astăzi îl vom cunoaște pe Adrian, 37 de ani, care a încercat să racoleze o fată din proiectul nostru. Vă vine să credeți? Dar înainte de a începe să vă explic situația, întrerupem programul obișnuit pentru a vă mulțumi vouă, urmăritorii noștri, comunitatea noastră, pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o de-a lungul timpului. Fără voi nu se putea întâmpla chestia asta, așa că vă mulțumim foarte mult și dorim să mulțumim și sponsorilor noștri. Dacă sunteți curioși să vedeți cine sunt, aveți un link în descriere, puteți să-l accesați dacă aveți peste 18 ani. Deci vreau să vă mulțumesc tuturor pentru tot ce s-a întâmplat până acum. Am putut să dăm drumul și la mărci, continuăm proiectul, încercăm să ne extindem și în alte orașe, totul arată bine. Dăm drumul la episod. Adrian a abordat pe colega noastră la Mega Imajul din cartier. I-a cerut numărul de telefon să iasă cu ea la o cafea. Colega noastră a explicat că are 15 ani, încercând să vadă dacă omul dă înapoi. Sigur, nu a vrut să dea înapoi, a insistat că vrea numărul de telefon. Colega noastră a spus că nu poate să-i dea numărul de telefon, dar un Facebook poate. I-a dat Facebook-ul și au început o conversație ce s-a dus rapid, rapid de tot cu tentă sexuală. Așa că haideți să dăm drumul, să citim mesajele și să-l descoperim pe Adrian. Salut! Mă bucur că ne-am întâlnit. Când ai timp, scriem, când mai mergi la Mega. Ne întâlnim și vorbim. Ce vrea să vorbim? M-am mutat acum 2 zile în București. Îmi poți spune sau arăta ce e frumos în apropiere? Hai să vorbim pe WhatsApp mai bine. Până să treacă pe WhatsApp, el a dat pe Facebook pe Secret Conversation. Putem vorbi aici? Când ai timp să ne vedem, îmi poți spune că ne vedem la Mega. E ok așa? Hai să vorbim aici mai multe. Omul nostru, din start, a trecut pe Secret Conversation ca să nu poți să faci screenshot. După cum vedeți, se vede acolo Adrian Tucă screenshot. A testat să vadă dacă îi apar notificările când cineva face screenshot la conversație. Dar colega noastră este mai isteață și l-a trecut pe WhatsApp. Hei, ciao Bella, mai bine vorbim aici, Facebook-ul mă omoară. Haha, ok, credeam că mă descurc. Haha, și eu. Ar fi super dacă ai mai putea ieși. Despre ce vrea să vorbim? Ai tăi sunt exigenți? Cam da, vreau să ne vedem și să facem ceva. Ce? Știi tu ce? Nu prea știu. Ai făcut-o până acum? Bă, efectiv, atât mă, s-a întâlnit face-to-face cu un om. I-a cerut numărul de telefon, i-a dat Facebook, whatever, și a început conversația și direct. Ai făcut-o până acum? Bă, n-ai cum, mă. Nu. Ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Vrei să începi? I don't know. Îmi doresc să am încredere în tine. Poți avea. Știi că de asta nu prea poți vorbi cu nimeni. Dar n-aș ști cum e la 15 ani cu părinții. Dacă ai timp, o putem lua ușor. O zi una, o zi alta, step by step. Vom vedea cum facem. Și a început să șteargă mesajele, de trimitea și le ștergea. Și aici apare, acest mesaj a fost șters, ai mai făcut? Se refera la sex oral. Nu am făcut. Am văzut că pe Facebook anul de naștere e 2000. Era pus random oricum că Emma nu are 23 de ani. Dar abia ne-am văzut, nu crezi că e cam direct? Păi da, că nu mă lasă să pun vârsta. Și mesajul pe care l-a șters, pentru oral nu ia mult timp. E bine să fie și direct, jumătățile de adevăr nu sunt ok. Așa știm exact despre ce e vorba și nu există presiune sau dubii. Mi-e puțin teamă. E normal, îți dai seama ce ești în sufletul meu? Nu prea. Și pentru mine e ciudat, nu mă așteptam. La ce? Nu mă așteptam să ne cunoaștem și să discutăm așa cum o facem acum. Și totuși, dacă tu vrei și te simți confortabil, atunci și eu mă voi asigura că va fi ok. Ok, mai poți ieși azi? Sincer, nu mă așteptam nici eu să ajungem la conversația asta din prima. Nu prea o să mai ies azi. Am putea avea un prim sărut, să zic așa. Totuși, mi-e un pic teamă. Nu o facem din prima. Sărut, atingeri, probabil ai mai făcut din astea. N-am mai făcut. Nu ai avut iubit până acum? Nu. Fără săruturi? Fără. Ce viață, domnule. Da, ce să faci? Mi-ai zis ceva pe Facebook și n-am apucat să citesc. Ceva cu Polinia. Am zis că am locuit acolo câțiva ani. Ok. Am văzut că faci dansuri de performanță. Da, e super fain. Ce anume? Dans sportiv. Eu am făcut salsa și ceata, bachiata, nu știu cum dracu se citește asta, nu mă pricep. Tot ăla e. În Ungaria. Drăguț. Nimeni nu vorbea engleză, așa că teorie name to dom. E importantă teoria. Are folosul ei, depinde însă de scop. În dans e. Eu am văzut un flyer pe mașină și am mers direct la cursuri. Bun, a fost cu scop de socializare și m-a făcut proful taxi dancer. Interesant. Ori de câte ori organiza workshop-uri, mă chema și pe mine pentru că de multe ori erau mai multe femei decât bărbați. La dans mereu vor fi.
Foarte bine. Da, mă adoră babele la nunți că le iau la dans. Acum 2 săptămâni la o nuntă în Polonia, amicul meu mi-a spus că mătușa lui de 20 de ani vrea să-mi lase moștenire toată averea. Mătușa lui de 20 de ani? Wow, mă simțeam ca Stifler în American Pie 3. Era o glumă, dansul poate aduce multă bucurie. Haha, Emma, eu sunt un om cu mult bun simț. Dacă tu te simți confortabilă și putem avea încredere reciproc, atunci va fi ok să ne întâlnim. Pentru mine, Bucureștiul e un capitol nou, iar tu ești adorabilă. Și dacă nu mă simt confortabilă? Atunci nu facem nimic. La început e o zonă de disconfort și pentru oamenii care au experiență. Sunt mai multe nivele de disconfort. Ah, adică, prima treaptă, omul acesta mă va respecta și va avea grijă de mine emoțional. Așa, putem vorbi mai multe când ne vedem. Putem și aici. Putem, după ce ne cunoaștem mai bine. Ok, sau după primul sărut. Nu prea știu cum stă cu astea. Vrei să știi? Dacă vrei să spui, nu se spune, se arată. Adică, dacă poți ieși afară 5 minute, poți afla cum e. Nu știu dacă pot. Îmi scrii tu când poți. Totuși nu prea am înțeles cum nu se spune, se arată. Ne sărutăm și atunci știi. Nu știu ce să fac asta. Îmi scrii tu când și unde ne putem vedea din nou. Fie la Mega, fie lângă Piața Norilor. Pe acolo stai, nu? Da. Scriem când ai timp și ne vedem. Să văd, că azi nu știu sigur dacă pot. Ai vrea să ieși după ce dorm ai tăi? Să văd când adorm. Eu mă uit la un serial pe Netflix. Mișto. Deci nu merg la somn curând. Îmi poți scrie. Nu știu când se culcă, cred că pe la 1-2. Ai câine sau pisică? Pisică. O scoți afară din când în când? Nu. De fapt, merg la somn curând. Noapte bună, Emma. Cam în 30 de minute aș putea ieși. Ce zici? Sună bine. Că s-au băgat la somn și s-a doarmă. Scriu când e să ieși. Hai să o lăsăm pe mâine. Mâine n-am cum. Hai acum. Eu lucrez de acasă oricum. Uite aici, la 12:30 sunt acolo. N-am văzut, aici era trimis un mesaj la șters. N-am văzut, eram pe o poză. Vrei să o sugi? Nu știu ce să zic încă, dar tu vorbești serios? Da, vrei? Nu știu încă. Altceva, vrei? Cum ar fi? Nu știu încă. Mai bine le vorbim când ne vedem decât așa mesaje. Și aia a fost conversația. Destul de rapid a trecut la propunerile sexuale. Acest Adrian, care a venit la noi în București, de la Arad, să racoleze minore. Haideți să-l cunoaștem pe Adrian. Auzi că am o problemă. M-am întâlnit cu o fată de 14 ani. Vine justiția. Vine pe pedofil. Pedofilul. Vine justiția, ca să facă treaba. Vine justiția, te vinde cu fata. O să bei apă liniștit. Bună seara, bună seara. Mergem. Unde mergem? Pe aici aproape. Ce înseamnă aproape? Hai că ajungem în 2 minute la tine, poți să cobori. Da, m-a băgat-o în seamă la Mega și n-a lăsat-o până nu i-a dat Facebook-ul. Astăzi? Astăzi, acum 2 ore, nu știu când a fost ea la Mega. Câte ani are ăsta? 36. Și ăsta întreabă dacă vrea să o sugă. Da. This motherfucker. This motherfucker. Să maci așa. Băi, omul meu mi-a zis tot pachetul. Da? Da, cica. Dar le șterge nepoamă. Aici, aici, aici a șters, vrei să o sugi? De unde te-a găsit ăsta? Și acolo la pantul acela. Te-ai mișcat destul de repede. Am înțeles. Poftim. Da, sunt, adică m-ai văzut mai devreme, nu știu cum să zic. Vrei să mergem în parc? Unde crezi? Ok, hai în parc. Poți să zic. Nu stau în partea aia. Eu chiar stau la mine, majoră de tot. Da? Interesant. Și eu am cunoștințe pe acolo foarte multe. Vrei să stăm la băncuțe aici? Ok, sau... Hai mai bine aici. Că acolo e mai... Sunt sacoși și sunt chestii dubioase. Hai aici, mai bine. Mă gândeam așa, să lucrăm chiar așa, în ochii omului, știi? Eventual, hai să te lăsăm cu banca aia. Ok. Nu știu, sincer. Cum te simți? Dubios, ca e să normal. Zic așa. E normal? E normal tot timpul când te întâlnești cu cineva nou. Ah, ok. Nu știam, adică... Ia bloc. Poți să iei tu înainte, adică nu mă supăr. Eu o să stau un pic să... Îmi revin, ca să zic așa. Așa. Și cam atât. Ai energie faină. Mulțumesc frumos. Dar cred că dacă ți-au pulsul, fuuu. Zboară? Nu știu, să vedem. Ok.
Nu zboară așa de rău, oricum eu am bătăile inimii destul de... Hai jos! Aha, ai te dat și cu cremă? Da, mă dau mereu cu crema, adică nu e ca și când e ceva nou. E mă demestecat. Nu, e ok, stai liniște. Tu nu fumezi, eu fumez, nu? Tu fumezi? Un po' ocazional. Dar te simt imediat ai tăi bănuiesc. Te lasă? Nu mă simt de obicei. Nu? Nu. Mulțumesc. Ce străfil. Acum se găsi. Dacă... Okay. Acum se găsi și bricheta. Dacă o găsești, ar fi superb. Da, am început să fumez la 31 de ani. Ah, oh, wow. E da, recent. Și... Poftim. Mamă, ce trebuie în mână. Sunt emoționată, ca să zic așa. Da, tu ai căștile puse sau...? Mm-mm. Uite, nu le am. Că văd acolo lumină, știi? Lumină? What the fuck? Nu. Adică, asta. Aici? Nu cred că ești cyborg. Dubios. Nu știu de la ce-o fi. Și tu te-ai mutat recent? Vineri. Vineri m-a ajuns. Vineri? Da. Și cum de te-ai mutat la... mine în cartier, ca să zic așa. Am căutat de foarte mult timp. Ai căutat un loc? Vrei să mergem de aici? Da, normal. Sigur? Da. Bine. Mamă. Bună seara. Cum îl chema? Adrian, nu? Adrian, da. Ce face Adrian? Mi-a văzut și microfonul, da. Ține. E cam... Ai văzut microfonul, da. Bine, am venit aici în cartier și încerc să cunosc oameni. Da? Și încerc să cunoști oameni sugerându-le să ți-o sugă? Adică fete de 15 ani? M-am văzut pe Facebook. Și eu ți-am zis că mi-am pus data aia, că nu mă lasă să îmi pun data mea de naștere. Și ți-am zis și face-to-face că am 15 ani și ți-am zis și în mesaj că am 15 ani. Deci, îmi pare rău pentru această situație. Efectiv... Acum am mutat aici în București. Și încerc să cunosc oameni. Partea aia a fost o... Da, băi, nu știu, partea asta să cunoști oameni, eu când cunosc oameni, nu le sugerez, hai să mi-o sugi. Deci partea aia... Ce ai zis aici în parc? A încercat ceva? Nimic. Nu, a zis să mă așez lângă el, nu m-am apropiat de el ca să încerce ceva, ca să zic așa. Nu încerc, adică sunt om foarte... Sunt primul rând liniștește. Ești foarte tine, nu? Hai să stăm jos aici, te rog frumos. Nu te bate nimeni, nu știu ce auzi de București, nu e cu bătaie, nu e cu violență. Noi avem un proiect civic în care încercăm să prindem prădătorii sexuali din mediul online. Adică tu, bine vei la București, ești un prădător. Ia loc, te rog frumos, să te liniștești. Ba, cam ești. Aia poți să o pui efectiv jos să stea, ca să nu te mai deranjeze. Spune-ne despre tine, de unde ai venit? Deci, efectiv, acum, momentan, am venit din Arad. Din? Din Arad. Din Arad, da? Am auzit că prin Arad e o mare problemă cu indivizi ca tine. În Arad nu am stat. Eu am lucrat 6 ani jumate în Polonia. Și acum, recent, m-am mutat aici, în țară, pentru că am un loc de muncă în București. Am înțeles. Ok. Mersi, și intenția mea, efectiv, este să cunosc oameni. Cum a fost? Eu am spus că vreau să merg la somn și am insistat să venim. Și... Păi da, dar tu mai, cred că de vreo 5-6 ori mi-ai zis dacă mai poți să ieșim să... Dă-și-mi screenshot-urile, că le-am pe ele mă. Poți să te ieși direct în conversație, că... Păi a șters și... A șters doar propunerile sexuale. Păi alea mă interesează, păi, propunerile okay. Sexuale. Ia. Am întrebat efectiv... Vrei să o sugi, vrei să o facem, vrei să ne sărutăm, o să fie primul tău sărut, hai să ieși să vezi cum e... Deci tu ai întrebat efectiv... Pe mine mă interesează, în primul rând... Cum te-a abordat la Mega? Care a fost efectiv, scenariul? Efectiv, mi-a zis că m-a văzut... M-a văzut în cartier ieri, cred că am fost la Mega, 100%, și m-a văzut în cartier la Mega. Și mi-a zis că m-a mai văzut și așa mai departe și dacă vrem să ieșim la o cafea, l-am întrebat câți ani are, mi-a zis că 36, și i-am zis că am 15. Și a zis, cum a zis? Și poți să ții un secret, nu-i așa? Ok, dă-ți puțin mai în spate cu țigara, că intră în tot cazul ăsta. Deci poți să confirmă. Deci să... poate să țină un secret, nu? Deci, la ce secret te referai? Efectiv...
Pentru mine a fost șocant și nu știu ce să spun în acel moment. În momentul în care am invitat la cafea, nu am vrut să subînțeleagă alte lucruri și atunci am vrut ca să mă cunoască, efectiv. Uh-huh. Să vorbim în mod obișnuit. Am înțeles. Stai că încerc să-mi dau seama cum sunt mesajele. Ah, uite, de aici încep. Ai dat pe conversație secretă pe Facebook. Da. De ce? Adică un om care vrea să cunoască oameni și n-are intenții necurate. Pentru că sincer, ea, într-un fel, a încercat să ducă conversația pe acea parte care se implică, adică cum ar fi sărutul, cum ar fi partea aia, cum ar fi partea asta. Adică tu o întrebai și ea te întreba cum ar fi. Nu. Nu? Nu neapărat. Nu neapărat? Pe le văd. Și atunci mă gândeam că, mă, este târziu. Și poate că efectiv dau un răspuns care ar putea să aibă o... Ar fi super dacă ai mai putea ieși. Da, am spus asta și... Ai tăi sunt exigenți? Cam da. Și am zis că, uite... Vreau să ne vedem și să facem ceva. Ce? Să ne cunoaște. Să ne cunoaște. Bun. Ce? Știi tu ce? Nu prea știu. Să ne cunoaștem pentru că am vorbit. Ai făcut-o până acum? Adică... Ce să facă până acum? Să cunoască alți oameni? Deci, efectiv, ai făcut-o până acum, dacă ai mai ieșit la ora asta. Și uite că... Ai mai făcut-o până acum? Și uite, la sfârșit, am întrebat exact chestia. Nu, ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Vrei să începi? Nu știu. Îmi doresc să am încredere în tine. Poți avea. Știi că de asta nu prea poți vorbi cu nimeni. Dar n-a ști cum e la 15 ani cu părinții. Salut. Dacă ai timp, o putem lua ușor. O zi una, o zi alta, step by step. Să vă cunoașteți. Da. O putem lua ușor. La 15 ani. Deci, pentru oral nu ia mult timp. Auzi, bă, frate. Gen conversația orală, nu? La asta te referai. Tu ai spus. Că se referă la bac. Eu am spus, nu? Mai era mișto? Nu. La ce te referi? Pentru oral nu ia mult timp. Pentru a vorbi în mod oral nu ia foarte mult timp pentru a ne cunoaște. Închide camerele, nu, gata. Acum justițiarul ajunge la pușcărie. Ai mai făcut, deci pentru oral nu ia mult timp, ai mai făcut. Ce să facă? Să vorbească. Aha. Nu am făcut. Ok. Deci la sfârșit am spus. Lasă-mă că mi-e puțin teamă, e normal, îți dai seama ce ești în sufletul meu? Nu prea. Și pentru mine e ciudat, nu mă așteptam. Da, nu mă așteptam să mă întâlnesc pe cineva. Ideea e că am venit în... Am fost plecat foarte... Am putea avea un prim sărut, să zic așa. Totuși mi-e un pic teamă. Nu o facem din prima. Sărut, atingeri, probabil am mai făcut din astea. Da, ținut de mână și... Da, totuși în conversație, efectiv mă cunoști de nici 2 ore. Tu ai fost prin Spania? Ah, ok, că mai aveam pe unul care a fost în Spania și acolo... Care a fost pe afară, mi se pare ceva normal. Stă camera aia bine? Adică da, se vede? Da. Ok. No, deci ceea ce vreau să... Ce am zis de la început? Am venit aici pentru că, efectiv, aici am locul de muncă și vreau să cunosc oameni. În ultimii 3 ani de pandemie am lucrat tot timpul de acasă. Sunt foarte timid de felul meu și atunci și în conversație am carență. Și în conversație carențe. Da, a, și din cauza acestor carențe o dai în raculare de minori în scopuri sexuale. Băi... Asta o scrii tu. Ai încercat... Cum se cheamă ăla, mă? Logo... Ai încercat... Deci, logopedie? Cum se cheamă ăla? Nu știu și am fost foarte șocat. Cum n-ai știut că din primele 2 minute în care am vorbit la Mega, ți-am zis că am 15 ani? Deci în momentul în care te-am abordat, logoped. Păi da, n-ai știut. Mulțumesc, chat. Păi și după ce ți-am zis 15 ani și că ai rămas blocat și așa mai departe, de ce ai mai continuat conversația? Eu ți-am dat... Mi-ai cerut și numărul de telefon, eu ți-am zis nu, hai să vorbim pe Facebook. Și apoi ți-am dat numărul de telefon, fiindcă ștergeai conversațiile, ai pus pe ăla cu... Și uite, acum, am văzut când ați stabilit întâlnirea, ai întrebat-o, vrei să o sugi? La ce te referi prin vrei să o sugi? Ce a vrut să spună autorul? Cum ți-am spus, a fost o prostie. Pentru că am vrut să văd, eu am zis că mă duc la somn. Și am zis, de ce vrea să insiste? Tu vorbești serios? Da, vrei? Păi ea n-a insistat, tu ai insistat să vă vedeți. Da, tu ai vrut să te vezi cu ea, noi ne-am pornit la drum și pe aia ai spus, cred că o să mă bag la somn, poate ne vedem mâine, că nu știi când adorme aici. Și atunci am zis, hai, clasca, o dormi deja. Că n-aveam chef de tine mâine, voiam azi. Pentru că mâine vreau să merg la muncă. Păi crezi că mai mergem la muncă acum mâine?
Că trebuie să mergem la poliție, îți dai seama. Cum îi explici tu procurorului chestia aia, că vrei să sângi unei minore care știa care... La oral, hai că te-ai mai scos. Te-ai mai scos la oral, că na, poftim. Stai. Aș vrea să vă spun, îmi pare rău. Așa. Deci, efectiv, vă pot spune că am și un terapeut, pentru că sunt în depresie, efectiv, pentru faptul că... Da. Nu, o depresie, pentru că, efectiv, nu am socializat cu oameni. A fost chiar a fost o greșeală. Deci, promit că, și zic, acest lucru a fost, efectiv, o greșeală. Ok, bine. Na, atunci, asta e. Mulțumim că ai venit de participare. Succes pe mai departe. Deci, îmi pare rău, adică... Nu aș vrea ca acest lucru să meargă mai departe. Cu alte minore mi-ai vorbit? Nu am vorbit. Ne arăți? Acum nu pot, ce anume. Dacă mi-ai vorbit cu alte minore? Dar cum o să... Facebook, asta? WhatsApp, Instagram dacă ai. Deci hai să răspund. Ori e sincer direct, ori... Hai, nu ne minți, că ești numărul 77. Deci hai să vă spun, efectiv. Spune-mi direct tot. Am contactat persoane pe Facebook. Pe Facebook sau poate pe Instagram și asta. Dar nu, în speranță de a cunoaște oameni. N-am înțeles. Dar nu am ieșit și nu am întâlnit cu nimeni. Ține tu, Preda, ține la tine. Nu am ieșit și nu am întâlnit cu nimeni. De ce? N-ai reușit să le raculezi? Te rog să nu folosești acest limbaj, pentru că nu aceasta este intenția mea, cum am spus. Acesta este limbajul corect, având în vedere situația de fapt. Eu îmi doresc foarte mult să cunosc oameni și să... Am înțeles. Situația de fapt implică racularea unei minore în scopuri sexuale? Da. Atunci, despre ce vorbim? Nu aceasta este intenția mea și nu a fost. Asta a fost intenția ta. Știi că noi am avansat ca societate datorită limbajului. Bine. Da? Limbajul tău asta a sugerat. Vrei să o sugi? Vrei să ne sărutăm? Să ne mângâiem? Să nu afle nimeni, să fii secretoasă. Deci, limbajul tău a sugerat racularea minorilor în scopuri sexuale. Deci, realizez că firul narrativ pe care îl sugerezi aduce acolo, însă îmi pare rău, este o rătăzie, nu aceasta a fost intenția mea și nu acest lucru, și nu într-acolo mă îndreptam. Ok, deci a fost racularea de minori în scopuri sexuale din culpă. Nu. Deci, efectiv, intenția mea a fost să cunosc oameni. Intenția mea a fost să cunosc pe cineva nou și să am gustul să încep, ai zis să încep cu o fată de 15 ani? Nu, aceasta nu a fost intenția mea. S-a întâmplat efectiv ca singura persoană pe care am invitat-o la cafea astăzi, în aceste 3 zile, să-mi spună, e chestia asta. Și a rămas șocat. De ce m-ai invitat pe mine, frate, la cafea? Și nici nu ai rămas șocat acasă? Adică pe mine asta, efectiv, aș vrea să... Rămâneam șocat când auzeam de 15 ani, rămâneam șocat de acasă. Ziceam, bă, n-a arătat de 15 ani, dar rămâneam acasă. Adică, înțelegi ce zic? Nu ieșeam la ora... Deci, eu efectiv... 12:30. Deci, eu efectiv vreau să merg la somn. Și nu... Bă, tu care ai cumpărat, băia bun, dar ești prost pentru ce ai făcut. Păi știu că sunt foarte prost. A fost un moment... Băi, și chiar dacă ar fi fost majoră, băi, să știi că nu așa o agăți, o sugi. Să mor eu, nu cred că o să accepte niciuna. Bă, adevărat. Nu cred că o întâlnești, ne vedem pe bancă și mi-o sugi. Nu cred că o să accepte niciuna, frate. Nu știu cum e la Arad. Nu am făcut. Da, aici nu. Destul de frumos. Deci, în momentul care cred că mi-ar merge nici mie asta. În momentul care ne-am întâlnit. Scuze, în momentul care ne-am întâlnit. M-am apropiat de tine, am făcut vreun gest care efectiv să te intimideze. Păi, mesajele sunt niște mesaje și efectiv și se pedepsesc. Și efectiv nu mă las să apai, putea să vină să... Rămâi tu cu domnul sau că sun eu? Da, acum ce am văzut. Puteți spune ce se poate întâmpla acum? Sincer, o să vină un echipaj de poliție. Mergi până la secția 14, că aici apăține la secția 14. O să-ți ia datele, presupun o declarație. Ție o declarație colegului și o să-ți dea drum acasă. Numai că o să te ia în evidență și cam aia e. Mai departe, nu știu, nu sunt procuror. Depinde și de ce idei. Săruna, secția 14 sau centrala? Atunci este bine, sunt ok, susțin ceea ce am zis. Efectiv, am încercat să îmi câștig un prieten, o prietenă. Și nu știam efectiv care sunt intenții. Nu, noi scrii, vrei să o sugi. Dacă vrei să-ți faci o prietenie, ideea e că mi s-a părut foarte brusc. Ești cam de vârsta mea, adică... Mi s-a părut foarte brusc. În 35 de ani, 3 fac și eu 36 anul ăsta. Mulți înainte. Deci, efectiv, nu am folosit asta în viața mea să mă prietenesc cu cineva. Deci, efectiv, mi s-a părut foarte ciudat faptul că a spus chestia asta. Și atunci am zis, chiar așa,
Alexandru. Și atunci am văzut că a început să insiste. Ei zic, bă, dar stai puțin, ce se întâmplă aici? Ei zic, uite, o să cruz pe fata asta, dar intenția mea nu a fost deloc să fac acest lucru. E verent aici. Eu zic așa, cum, când discuți cu un copil, la propriu un copil, orice ar spune copilul ăla, nu se pune. Nu are discernământul tău. Exact. Tu ești adult. Tu poți, tu poți să manevrezi conversația în felul tău, tu poți să faci o grămadă de chestii de care copilul ăla nu e capabil. Aici am făcut, am făcut un drum foarte lung, a fost foarte cald, vin după o perioadă foarte mare de, de depresie. Numai ce am aflat că fata cu care am avut o relație de 3 ani jumate și care am despărțit acum 2 ani, mi-am rupt piciorul de curând. Nu am putut să ies, nu am putut să mă mișc. Am nevoie foarte mare de oameni. Motiv pentru care am venit aici în București și am ales să fiu în această zonă. Știu, mă, copii, mă, frate, mă. Da, dar nu asta a fost intenția mea. Intenția mea a fost să cunosc, să... Păi, să dar aia, eu acum te credeam și de, eram cu tine. Mergeam, fii atent aici, zic, te credeam și mergeam cu tine până în pânzele albe. Dacă nu scrieai că vrei să o sugi și că da... Da, deci efectiv am zis, dar stai puțin, care e treaba? Adică de ce vrei să ne vedem acum? Păi tu ai spus să vezi. Asta e normal, când ne întreabă cineva că vrei să vă vedeți, primul lucru care trece în cap e... Vrea să te sugă? Da, da, asta, da, asta nu înseamnă că acest... Folosind analogia asta, nu mai iau niciun telefon, dacă mă sună mama, mă sperii. Da, da, nu înseamnă că asta vreau să fac. Adică tu ce, adică tu ce vrei? Eu știu ce zici tu, eu am domnul adică tu ce mai vrei să faci. Adică întrebarea mea este, tu ce vrei? Nu, vorbesc cu prietenii. Efectiv, nu știu ce să mai zic. Putem să oprim camera, aș vrea să fumez o țigară. Păi și fumează liniștit, stai și jos, că văd că nu stai... Iei loc, stai liniștit. O, oh, Doamne... Efectiv, nu? Efectiv, da. Totuși. Putem să, evităm această parte, vă rog. Ce parte, cu poliția? Partea cu poliția, partea cu... Deja e chemată. 10.000 de euro cash în bancnote nemarcate. Doar atât. Nu... Bancnote de $1 nemarcate. Nu... Nu, nu, ultima nu, mea ofertă. Nu, ultima mea ofertă, 2,99 €. Atât i-am cerut și lui Felipe. Opa. Înțelegi că nu este ok ceea ce spui. Păi nu e ok. E ok, frate, că e sarcasm, e caterincă, e glumă. Ok, atunci pot să zic și eu că am fost șocat și repet ceea ce am spus. Am fost șocat în momentul în care i-a spus vrei să vii. Și dezlocat ce ai fost, i-a zis dacă vrea să o sugă. Te-a șocat atât de tare încât singurul lucru care ți-a trecut în cap a fost vrei să o sugi? Dar ideea e de ce vrei să ieși afară din casă? Păi asta, oamenii în general de asta vor să iasă afară, ca să o sugă, nu? În mintea ta. Eu cum am zis, nu în mintea mea, asta spui tu. Nu, nu, așa e formulat-o tu. De ce vrei să ieși afară și după care ai scris vrei să o sugi? Tu vrei să faci asta? Adică. Păi da, a zis ea că vrea să facă asta? Și am zis eu să fac asta? Nu, ai întrebat-o. Întrebat-o dacă vrea să fac asta, da. Vrei? Propunere, știi? Da, de ce să o luăm că mai vorbit cu altele fetele? Putem presupune, putem presupune, corect. Nu de suntem siguri, dar putem presupune. Efectiv. Bună seara. V-am rost cu secția 14. Vă aducem la cunoștință că evenimentul este filmat doar audio. Și la noi. Dumneavoastră ați făcut sesizarea? Da, eu am făcut sesizarea. Bună seara, mă numesc Alexandru Constandache. Cartea de identitate. Sigur. Sau... Suntem de la proiectul Justițiarul de Berceni. Proiect ce are ca scopul de a identifica prădătorii sexuali din mediul online și de a-i da pe mâna poliției. În această seară, colega noastră, care este minoră, a fost abordată la Mega Image acest individ. I-a cerut Facebook-ul. I-a dat Facebook-ul, i-a spus că are 15 ani, individul a insistat să se vadă cu ea și a făcut și propuneri sexuale de genul să-l sugă. Ați avem toată conversația asta. Dacă puteți să mi le puneți la dispoziție... Sigur, sigur. Deci acesta este el, o să confirmați numele din buletin. Vreau să ne vedem să facem ceva. Stați o secundă să vă confirm imediat vârsta unde i-a spus că are 15 ani. Ai de unde ai spus? Da, dar nu mai știu exact conversația. Știi cum e la 15 ani cu părinții? Și imediat vă arăt că pentru oral nu ia prea mult timp. Era contextul să înveți. O putem lua ușor. Deci, bun, domnule și doamnă polițist, eu cred că în toată această situație i-am căzut de prost. Deci efectiv am mutat că îmi cer scuze de limbajul meu, sunt foarte obosit. Am ajuns în București bine seara. Aspectele astea nu prea ne interesează. Ce vreau să spun,
nu sunt într-un moment foarte fericit al vieții mele și am chiar, chiar și un terapeut. Și îmi doresc să cunosc oameni. Am invitat-o pe fată la o cafea. Mi-a spus că are 15 ani. Am fost, în acel moment am fost șocat și m-am gândit, mă, ce se întâmplă aici? Însă mă gândesc că chiar vreau să cunosc oameni. Nu am nicio intenție să fiu cu cineva, pentru că efectiv am trecut printr-o despărțire foarte urâtă și nu-mi doresc să am nimic personal cu cineva. Bun. Nu o să facem verificări suplimentare, o să se cerceteze mai departe, da, și o să se stabilească ce și cum, care au fost intențiile. Vă spun, în toată această situație mi se pare că am picat de prost, pentru că efectiv mi se pare că s-a întins o capcană. În care poate că de aproape oricine, nu știu dacă este foarte singur. Nu știu dacă dumneavoastră o considerați o capcană, la ora, la ora 10 și ceva. Sunt, știi că nu cazi în capcane? Nu vii să te întâlnești cu minore. Bun. Și nu acolezi minore în mega imagine la ora 10 jumate. Voi vă rog să încetați, că voi ați spus tot ceea ce ați avut de spus. O să mergem la secția de poliție, o să întocmim niște documente și ceea ce spuneți dumneavoastră o să se consemneze. Ulterior, dacă... Este posibil ca filmarea domnilor să nu apară în spațiu public? Din moment ce sunteți pe domeniu public, au tot dreptul să filmeze. Cartea de identitate să ne prezentați și noi. Da, desigur. Mersi, bro. Eu zic să vă limitați puțin. Farmacistul, mersi. Nu, dar pentru că nu ridicați tonul, vorbiți puțin mai încet. Imaginați că sunt în situația mea. Foarte mult timp mi-am construit o carieră. Am venit aici. E treaba dumneavoastră și ceea ce faceți dumneavoastră, tot sunteți direct răspunzător. Nu trebuie să vorbiți cu dânsii sau cu... Noi am venit aici, v-am zis, noi rezolvăm problema. Vorbiți cu noi, lăsați alte discuții. Nu m-a filmat, domnule. Ce aveți, domnule, de filmați pe stradă? Ia că te filmez eu pe tine. Aveți voie să filmați pe stradă? Bun. Bună dimineața. Este ora 4 dimineața. Cât au trecut? 3 ore jumate la secție. Abia s-a terminat procesul verbal, pentru că omul nostru este efectiv un imbecil care nu înțelege ce la un proces verbal și după ce s-a scris tot procesul verbal, noi l-am semnat, el nu a mai fost de acord cu semnatul pentru că nu era de acord cu ce spunea fata și a vrut el să-mi adauge și efectiv dintr-o pagină jumate de proces verbal s-au făcut 3 pagini unde omul a declarat tot, că a vorbit despre dansuri, că nu știu, băi, cel mai terminat prădător, vă zic sincer, e vai de capul meu, ne-am pierdut timpul și acum a urcat Emma cu mama ei la ofițer să dea declarația propriu-zisă. Da. Nu știu cât mai durează, probabil încă vreo jumătate de oră, să zicem, și da. Cam asta a fost situația cu individul ăsta, cu Adrian, 37 de ani aparent. Ce pot să vă zic, stobosi, mă scuzați. Cam atât despre cazul acesta. Până data viitoare, stați departe de prădători. What?